Mai mulți severineni au rămas restanți la plata taxelor și impozitelor locale. Aceștia trebuie să știe faptul că plata impozitelor s-a prelungit până la 31 martie, fără a mai plăti în schimb și penalitățile. Din păcate, din cauza debitelor restante pe anul trecut, primăria municipiului a avut încasări mai mici cu 12% față de anul 2019. Pierderi, să găsim soluții împreună și cu domnul viceprimar, se va ocupa special de zona asta de taxe, să găsim soluții, să ne apropiem de încasările din 2019, că avem această situație în care suntem cu mult, și o să vă spun imediat, cu mult sub încasările din 2019 și asta din cauza acestei crize. Cred că și prin adoptarea acelei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului, considerăm că venim în sprijin cetățenilor pentru a-și achita acele debite restante care, din situație fie dificilă financiar sau familiar, nu au reușit să-și achite acele debite restante. Dar nu era în funcțiune și atunci? Am avut-o în funcțiune din luna iulie 2020 până la 14 decembrie 2020. Acum, prin prelungire, avem posibilitatea să le dăm această posibilitate să-și achite acele debite restante. Noi important să-și promovăm în perioada asta faptul că beneficiază de bonificații, pentru că e important să creștem gradul de încasare, pentru că orice bani care nu vine la bugetul local înseamnă mai puțin bani pentru investiții în oraș. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin alături de viceprimarul Daniel Cârjan au fost prezenți astăzi la Direcția Impozite și Taxe Locale. Din cauza crizei provocată de pandemie, mai mulți severineni nu sunt la zi cu plata taxelor și impozitelor, astfel cetățenii sunt încurajați să-și plătească debitele restante, beneficiind de mai multe facilități. Ne interesează în primul rând că lucrurile se desfășoare bine la taxe și impozite, în sensul în care cetățenii să nu stea la cozi, să nu există aglomerație și din cauza acestei pandemii, dar în același timp nu e comod să stai la cozi lungi, cum am văzut prin alte localități. Asta este un lucru care ne interesează, situația corectă a celor care vin să-și plătească taxele și impozitele. Dar în același timp am plecat de vreme în a controla această instituție, de fapt nu a controla, a căuta soluții cu șefii acestei instituții, în măsura în care anul trecut primăria Drobeta Turnu Severin a avut încasări mai mici cu 5 milioane, 50 de miliarde de lei vechi față de 2019. Partea proastă este că toți acești bani nu s-au dus în investiții, sunt bani care puteau fi folosiți pentru dezvoltarea municipiului Drobeta Turnu Severin. Iar provocarea în acest an este cu atât mai mare, cu cât trebuie găsite soluții pentru ca severinii să fie stimulați să-și plătească taxele și impozitele la bugetul local. Aceste facilități de care vorbim sunt foarte importante și trebuie să stimuleze pe toți să-și plătească taxele și impozitele dacă se anulează anumite penalități de întârziere. De asemenea, oamenii trebuie să știe că până la 31 martie, dacă își plătesc taxele și impozitele la bugetul local, beneficiază de o bonificație 10% persoanele fizice, 5% persoanele juridice. De asemenea, e foarte important în activitatea taxelor și impozite fluxul oamenilor care vin să plătească, astfel încât să nu existe așteptări lungi, ca oamenii să aibă un timp foarte scurt în care să-și îndeplinească această obligație față de bugetul de stat. Una peste alta sunt provocări majore, cărora trebuie să le facem față în perioada următoare. Și reprezentanții Direcției Impozite și Taxe Locale vin în sprijinul cetățenilor, făcându-le cunoscute noile facilități de care aceștia pot beneficia. Anularea dobânzilor se dorește a fi un ajutor acordat contribuabililor pentru a trece mai ușor peste această criză economică, dar totodată pentru a-i stimula să plătească datoriile restante. Am luat această măsură de somație, în care cetățenii municipiului Drobeta Turnu Severin au posibilitatea să-și achite în termen de 15 zile de la primirea acestei somații, impozitele restante. Totodată, aceste debite care fac obiectul executării silite pot fi achitate și ele cu această facilitate fiscală de scutire de accesorii. Deși aceste debite puse în executare pot face obiectul acestei facilități fiscale. Totodată, cetățenii municipiului Drobeta Turnu Severin, cei care se află în imposibilitate de plată, pot găsi la noi înțelegere și pot încheia eșalonări de plată, astfel încât prin continuarea formelor de executare silită, respectiv sechestrarea bunurilor,
înființarea copiilor pe veniturile acestora, să nu le creăm mari dificultăți în ceea ce privește activitatea curentă și familiară. Din cauza debitelor restante, primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin a avut încasări mai mici cu 12% față de anul 2019. Prin aceste facilități hotărâte de Consiliul Local, atât primarul cât și viceprimarul municipiului Daniel Cârjan speră ca Severinul să fie stimulat să-și plătească taxele și impozitele.